Vedetei a fost spartă și incendiată vila din America. Vila pe care Carmen Harra o are în America a fost spartă și incendiată. Vedeta a aflat în final cine este persoana care a vrut să-i facă rău. Vedeta a povestit în exclusivitate pentru Antena Stars momentele cumplite prin care a trecut când a văzut flăcări în curtea din spatele casei. Eram în sufragerie și am privit spre hol, moment în care am observat un foc uriaș. A venit poliția și am reușit să stingem focul. Cineva mi-a dat foc, aruncându-mi benzină în spatele casei, a declarat Carmen Harra. Carmen a mărturisit un alt eveniment prin care a trecut în momentul în care hoții au spart casa. Aceasta a mai spus că tot ce au furat atunci s-a ridicat la suma de 30.000 de dolari, tot casa mi-au spart-o, decupându-mi geamurile, apoi au intrat. A pornit alarma și au furat ce au putut. Nu au găsit lucruri de mare valoare, însă, au furat de 30.000 de dolari în bijuterii. De atunci eu am plantat în toată casa camere. A mai mărturisit artista, mi-am luat chiar și pistol ca să mă pot păzi. Am luat cursuri ca să învăț să trag cu arma. Am permis de port armă, a mai spus vedeta.